Imagini șocante pe malul râului Bistrița. Autoritățile au descoperit mai multe sicrie, cruci și coroane funerare arse, alături de haine despre care se crede că ar aparține decedaților. Organele de specialitate cercetează acest caz și avertizează că profanarea unui mormânt se pedepsește inclusiv cu închisoare. De ani de zile, malurile Bistriței au fost folosite pe post de gropi de gunoi. De această dată însă, sicriele, crucile și coroanele funerare arse găsite la fața locului au întrecut orice așteptări. Descoperirile au fost făcute chiar de o locuitoare din zonă, într-o comună din județul Neamț. Printre grămezile de bunuri din lemn, femeia a găsit și haine despre care se crede că ar fi aparținut decedaților, ale căror morminte au fost profanate. Cu toate acestea, la fața locului nu au fost descoperite oseminte, iar autorii faptei sunt încă necunoscuți. Cel care a săvârșit acest gest a încercat însă să-și ascundă urmele după ce a dat foc obiectelor cu ajutorul mai multor buturugi care să stimuleze arderea. Malurile Bistriței sunt cunoscute acum pentru locuri prielnice în care locatarii își aruncă gunoaiele. În urmă cu un an, un pescar a alertat autoritățile pentru că un șofer arunca gunoaie în luncă. Tânărul descărca din mașină deșeuri din construcții și bucăți de azbest, cărămizi și bolțari. El s-a ales cu o amendă de 30.000 de lei, iar autovehiculul i-a fost confiscat. Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Neamț, Dimitrie Mocanu, cadrele Poliției Roznov și Secției 2 Rurale Săvinești fac acum cercetări în cazul obiectelor din cimitir arse și găsite, iar făptașul riscă închisoare de la 3 luni până la 2 ani sau amendă.